Salutare și bine ați venit la un nou episod de Brawl Stars pe canalul Game Over. Hai să vedem ce s-a mai întâmplat în joc. Avem ceva oferte în shop. Hai să vedem, la Daily Deals avem din nou Token Doubler. Și mai avem câteva skin-uri noi. Și boxuri, ok. Hai să vedem și au apărut noile quest-uri pentru astăzi, dar și pentru sezon, care expiră în 5 zile. Și hai să jucăm câteva meciuri cu Penny. Vedem că avem acolo misiuni cu ea. Să luăm pe Penny, o să și upgradăm. Hai să o ducem la level 3. Ok, și o să jucăm, contează în ce jucăm. Ok, defeat 12 enemies, ok, deci trebuie să omorâm 12 inamici și să jucăm în Brawl Ball. Hai să jucăm în Brawl Ball. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele și să apăsați butonul de like. Hai să vedem. E prima dată când joc cu Penny. Vedem care sunt avantajele ei. Și am reușit deja să dăm două goluri și obținem victoria. Uite, suntem star player în meciul acesta. Cred că am jucat bine cu ea. Hai să mai dăm un match. Chestia asta ne dublează star points-urile pe care le câștigăm. Ok, acum am înțeles care-i treaba. Și am murit. Am murit acolo. Să revenim în 3 secunde. Hai să ieșim la atac. Luăm mingea. Trebuie să ne ferim de primo. Și hai să ne streculăm pe aici prin spate. N-am avut suficientă putere să trimite mingea în poartă. Și nu reușim să marcăm, din păcate. Am fost foarte aproape acolo de un gol. Plecăm din nou. Nu. Da, și am pierdut mingea acolo. Mai sunt 40 de secunde din acest meci. Și rămânem în viață, dar pierdem mingea fix în fața porții. Am intrat din nou. Și
și hai să vedem dacă reușim să dăm golul în overtime. Am reușit chiar noi să marcăm. Bun, hai să vedem. Am ajuns la rank 3 cu Jesse. Am mai progresat aici un pic la misiune. Și hai să mai dăm un match. Și am murit acolo din păcate. Și dăm primul gol din acest meci. Hai să vedem. Da, dacă ar fi pasat... Dacă ar fi pasat acolo, am fi marcat și al doilea gol. Da, și l-am păcălit acolo, am reușit să trecem și dăm golul victoriei. Bun, și ajungem la level 4. Cred că mai avem nevoie de un match și completăm acest quest. Hai să vedem. Și păcălim din nou pe Paco. Astfel încât reușim să marcăm din nou. Să recuperăm mingea. Și plecăm pe partea stângă. Ok, și ar trebui să reușim să ajungem acolo. Nu am reușit să marcăm. Dacă ne concentram un pic mai bine, am fi nimerit poarta. Și obținem victoria din nou. Bun. Suntem din nou star player și meciul acesta. Hai să vedem dacă reușim să primim un nou box. Nu e chiar un box, avem aici de ales între toate caracterele și o să o maxăm pe cine? Hai să o maxăm pe Penny. Ok, bun. Dăm 50 de star points și o să mai jucăm un match la solo, tot cu Jesse.
Ok, hai să luptăm. Ok, am mai luat de aici un energy. Să vedem dacă mai sunt cufere. Avem aici un om. Și cred că am făcut o greșeală. Nu trebuia să mă bag pe acolo. Da, mă gândeam că o să culeg acele energii. Oricum am ieșit pe locul 2. Ceea ce nu e deloc rău. Bun. Cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!